să zicem ce facem, facem geometrie, da? Probleme de geometrie, bine așa? Da, da, da. De geometrie. Mă, și ne-o prins în vacanță și tot ne-am descurcat. Asta e tare. Exact. Vacanță. Atât am putut să strângem, atât am putut, dar am fost că lăsa plină. Da, da. Că plecați mult, domn profesor, știi? Sigur că da, sigur. Plecați sau alții spune, dar nu am chef. Numai Tudor a zis că vine joi. Așa? Da, el e în oraș, dar vine joi, a zis. Nu cu altul. Dar restul sunt plecați. N-am putut să-i adun. Cristina nu vine. Cristina lui Davide, ei vin tocmai vineri. Cristina mai încet. Da. Gata, poftim. Triunghiul ABC și triunghiul DF sunt asemenea. ABC și? DF. Asemenea cu triunghiul, atunci. Asemenea cu triunghiul DF. DF, da. Se cunosc AB egal cu 6 cm. AB egal cu 6 cm. AC egal cu 8. 8 cm. Și BC egal cu 9. 9 cm. AB e mai mare decât DE. AB mai mare decât DE. Iar raportul de asemănare a celor două triunghiuri este egal cu 2. Adică? Adică triunghiul ABC cu triunghiul DF e egal cu 2, nu? Așa. Vezi în ordinea asta le luăm. AB supra DE. Vezi? Așa zicem, da? AB supra DE. Egal cu BC. Supra EF. Egal cu AC, corect, AC pe DF. DF. Egal cu 2. Da. Calculați perimetrul lui DF. Perimetrul lui DF egal semn de întrebare. Atât? Da. Păi, s-o ajut să rezolvăm. Crezi că mai trebuie să... mă apuc să fac figură? N-am nicio figură, de fapt. Da, rezolvare, nu? Se mostră. Cum zicem? 6 pe DE. Așa, te rog pe din anca, 6 pe DE. Egal cu 9 pe EF. 9 pe EF. Egal cu 8 pe DF. 8 pe DF. Și egal cu 2, e zis, parcă, nu? Da. Așa spune, raportul de asemănare e 2. De aici, toate laturile. Să pot afla toate laturile de EF. Corect. Și de acolo pe deci, ce rezultă? Că, zici tu așa? Rezultă că... DE, dacă vrei? DE, nu? Pe prima. DE egal cu 6 ori 1 pe 2. 6 ori 9 supra 2. Nu 6 ori 9, 6 ori 1. Da, 6 pe 2, adică. 6 pe 2, da? Da. DE egal cu 6 pe 2 și egal cu 3. EF. EF egal cu 9 pe 2. 9 pe 2. Așa. Și că DF. DF egal cu 8 pe 2. 8 pe 4. 2. Care face 4. Iată că am găsit EF și DF. Aici rezultă că perimetrul triunghiului DEF DEF este egal cu cine, Miruna? Cu 6 plus 3 pe 2. De 6 pe 2 e 3, nu? Da, e că 3 plus 4. Așa, 3 plus 4 și plus 3,4,5. Așa, Miruna? Da, da. 17 plus 11,5. Și terminat, am aflat astfel perimetrul triunghiului. Cam deci, simplu. Ceva mai greu. Dar dăm ceva așa, ca exact, să mă pui și pe mine la treabă. Exact. Da? În triunghiul ABC. E altă problemă, da? Da. În triunghiul ABC, da. AD este bisectoarea unghiului A. AD bis unghiului A. Da. D e pe BC. D e pe BC. D aparțin lui, virgulă, D aparțin lui BC, da? Da. Bun. AB egal cu 12. AB egal cu 12.
AC egal cu 18. Cu 18. Și BC egal cu 15. Deci e egal cu 15. Calculați BD și BC. Calculați BD egal cu DC egal cu 15. Calculați raportul arilor triunghiurilor ADB și ADC. Area triunghiului ADB și area lui ADC. Supra area triunghiului ADC. ADC. Egal cu semn de întrebare. Aici facem figura apelelor, nu? Trebuie să facem, nu avem altă. Anca, te rog să mă ajut să facem figura. Deci o să desenez un triunghi care-care, nu? Da. Triunghiul ABC. ABC. AD bisectoare. Ce știi că bisectoarea împarte? Cum? Unghiul. Bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri congruente și latura opusă. Latura opusă în segmente CD și DB sunt proporționale. Cu cine? Cu latura cu laturile care formează unghiul. Adică bisectoarea împarte latura opusă în două segmente, două sunt una. Așa, asta e mai mică, asta e mai mică. Asta e mai mare și segmentul mai mare. Deci CD supra DB egal cu AC supra B. Da? BA sau AB. Da. Deci bisectoarea împarte latura opusă în segmente proporționale cu latura care formează unghiul. Așa, da. Să scriem și noi chestia asta. Ne apucăm de lucruri, da? Demonstrație. Te rog să mă conduci tu. Bisectoarea asta, pe care am discutat. Zicem, AD bisectoare, rezultă. Eu nu știu dacă mă ajută, dar eu scriu chestia asta, de care vreau ca să o am aici. Rezultă că BD supra CD egal cu AB supra AC, da? AB supra AC. Bun. Mi se cere area triunghiului ADB. ADB. Nu, întâi vi se cere BD și BC. BD, așa. Hai să vedem BD. Dar BC vi se dă, cred că cred că BD și DC, domn profesor, că BC se dă. BC se trebuie, nu se poate BC. Nu, deci, DC. DC. Cred că DC trebuie, da? DC. După de experiența care o avem. Exact. DC. Ce facem acum? Putem să înlocuim. Așa. Te rog să mă duci mai departe. Înlocuim. 12 pe... 12 supra. 18. Ca AC 18. AC 18, da? AB. 18 supra egal cu? 18 egal cu 2 cu... Nu, uite-te la... BD. BD. BD știu? Nu. Trebuie să BD supra... CD? BD supra CD egal cu 12 pe 18. Simplificăm prin echivalent, simplificăm prin 6. 6. Vine BD supra CD. Este egal cu 2 pe 3, da? 2 pe 3. Voi de să face, e egal cu 2 pe 3. Ce fac acum? Deci, ce mai, de mai știu pe BC? Da. Punem BD plus CD pe CD, egal cu 2 plus 3 pe 3. Așa. Deci adunăm, să spunem, numitorii la numărători și deci obținem o proporție derivată care înseamnă BD plus CD supra CD supra CD egal cu 2 plus 3 pe 3. 2 plus 3 pe 3. Și echivalent cu BD plus CD, cât face BD plus CD? BD plus CD, CB. Așa, deci zicem BC supra CD
egal cu 5 supra 3. Și aproape ce de? Că pe BC îl știi, domnul profesor. BC cât este? 15. 15, da. Deci echivalent 15 supra 60 egal cu 5 supra 3. Simplificăm totul prin 5 și urmează 3 supra CD egal cu 1 supra 3, da? Eu rezultă că CD egal cu egal cu 9. 9, 3 ori 3, 9, pe 1, 9. Bun. Bine. Pe BD trebuie să-l mai aflați acum. BD-ul, cum aflăm? Păi BC egal cu BD plus DC, știm pe DC, deci capite, e tot BC, nu? Ca să arătăm pe DB, deci DB este egal cu BC, vorbește-te rog, BC minus CD. Da? Și egal mai departe, BC-ul tot îl știm că e dată problemă 15. 15 minus 9. Și egal cu? 6. Egal cu cât? Cu 6, da? 6 cm. Și acum am aflat, iată, putem răspunde aici, că BD-ul este cunoscut și anume este cât? 6. Că DC-ul este cunoscut și anume? 9. Raportoarilor. Aveam că raportul arilor a două triunghiuri asemenea este egal cu pătratul raportului de asemenare. Mama spune și Mirna completează. Și Mirna zice da. Da. Mirna zice da. Mama completează da. Și Mirna zice da. Bun. Acesta trebuie să-l ține minte Anca și Miruna foarte clar. Pentru că haideți să vedem așa. De ce pătratul raportului de asemănare? Cu cine este area unui triunghi? Baza sigma supra 2. Să luăm așa. La area triunghiului ACD. Vrei să scrii? Da. Da, scriu. Area triunghiului ACD este egal cu CD ori A prim, înălțimea, ori A prim, supra 2, area lui ACD. Corect. Pe de alta parte, Anca, area lui ADB. ADB egal cu DB ori... Area lui triunghiului ADB egal cu, ai spus bine, DB ori? Ori DA. Ori înălțime. De ce ai zis DA? Da, de a nu-i înălțime. Ce e a înălțime? B, ori... Perpendiculara din vârf pe latura opusă. Și unde pică perpendiculara din A, din vârful triunghiului ADB pe latura opusă? În A prim. 39 de grade. Da. Nu pică așa. Da. Sau așa aici. E oblic asta. Ori A prim. Deci ori A, A prim, supra 2. Da? Și nouă cine cere? Area lui ADB supra area lui ADC. Și zicem, de aici rezultă că area lui triunghiului ADB supra area triunghiului ADC este egal cu, știți, pur și simplu locuim. ADB, cine este, te rog? Vorbește Anca, te rog să mă conduci, că eu nu știu. Ești și oposit? DB ori A prim supra 2. DB ori A prim supra 2. Pe CD ori A prim. CD ori A prim. Supra 2. Supra 2. 2 cu 2 simplificăm și egal cu DB ori A prim. DB ori A prim. Supra CD pe A prim. Și A prim cu A prim se duce. Și da? DB pe CD. Egal cu DB supra CD. Și egal cu? L-am aflat. Dar DB supra CD, știu cât e DB? De mare. Da, 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 l-am aflat. Cât este? 9. DB e 6. 6 supra?
9. 6 supra 9. Adică, simplificăm și facem... 3 și dă? 2 pe 3. 2 pe 3. Și cu asta am rezolvat problema. Asta este ale. Acum, vreau să ne gândim la următorul lucru. Triunghiul ăsta nu este asemenea cu ăsta, Miruna. Triunghiul A, C, D nu este asemenea cu A, D, B. Că știm noi, raportul arilor două triunghiuri asemenea este egal cu pătratul raportului de asemănare. Deci noi am avut triunghiuri asemenea. Nu pur și simplu trebuia să calculăm. Scrieți aria la unul, aria la celălalt, calculat. Nu ne-a fost de ajutor faptul că știe tu rezultatul ăla, că raportul arilor egal cu pătratul. Dar eu am acceptat că așa este un rezultat frumos. Da? Este interesant și trebuie să-l ține minte. Că raportul arilor a două triunghiuri asemenea, foarte tare asemenea, este egal cu pătratul raportului de asemenea. Da, cum să fie asemenea, trebuia să fie că vă isoscel. Păi da, cum să fie triunghiul a CD cu A, D, B asemenea? Asta. Că ar trebui să aibă cel puțin două unghiuri. Exact. Cel puțin două unghiuri concurente. Au, da. Și pe A au pe cine? Pe care? La niciun. Cu A, D, cât? Păi A, D e visitoare. Așa, unghiul ăsta, deci, de acord cu tine. Ăsta și cu ăsta, de pe urmă atât în gheață. Nu m-am nimic. Ori mai trebuie câte un unghi. Măcar ca să am două unghiuri. Exact. Al treia vin la sine într-un triunghi. Și clar că nu sunt asemenea. Adică dacă le iei pe triunghiul ăsta și-o spune, ui, peste ăsta, ce, ai, vezi ceva asemenea? Nici nu vor. Dar nu e ciudat că ne-a dat DB-ul mai mică decât CD-ul? DB-ul cât? DB-ul ne-a dat 6 și CD-ul 9. Da, ce, nu, de figura l-am mai făcut. A, figura e. Deci nu-i figura corectă. Ok, ok. Ca dimensiunea, de lată. Dar noi n-am măsurat. Nu am măsurat. Observă unghiurile că... Da. Toate discuțiile astea vor să le puneți pentru că noi facem un bine celor care ne urmează. Da? De ce nu... În figură că n-am lăsat... Corect, n-am măsurat. Corect. N-am măsurat. Da. Am eu o problemă, domn profesor, că astea-s prea ușoare. Dar fieți mile de mine. Păi da, ce să faceți cu asta ușoare așa? Apropo de chestia asta. Acum tu trebuie să ții cu ursul totuși. Da. Dacă e ursul obosit, nu trebuie să te duci chiar sus. Da, așa fac, domn profesor, așa fac. Nu vă dau de 7 stele. Bine, bine. Nu poți fi frică, mă. Cum... Există zica la aia, păi, dar tu ții cursul. Corect. Știți care de unde vine asta? Doi prieteni discutau și ziceau, deci, băi, ce faci tu dacă te întâlnești cu ursul în pădure? Păi, ce să fac? Fug. Stai, băi, zice, oricum te ajungi. Încerc să mă urc într-un copac. Uite, bă, că spunge copac cu tine. Țip, stai, nu mai ai timp. Păi, dar tu ții cursul? Adică... Orice ziceam era bun. Nu, mie nu-mi lași nicio șansă? Da. Așa și... Deci zica, păi, dar tu ții cursul? Așa și ai cum... De data asta te rog să ții cursul. Da. Da? M-am zis un blând de un blând. Așa. Între un doar BC, M este mijlocul latului BC. Să mă duc un pic să opresc, că e cald. E prea cald. Da. Da, dar oare n-au oprit-o, domnul? Nu. E tot de la teste, mama, știi? Tot de la teste. Prima? Nu, a treia. Că să vei probleme la testul de 50 minute și ar putea să vă dea un test din asta, știi? Dar chiar e simplu, că și noi tot de la teste. Da, dar alea chiar mi se păreau că era simplu. Totuși, asta e diferită de aia. Da? A, e asta. Da, trebuie să mă dai mie, că eu găsesc acolo probleme. Pentru voi. Deci, mă triunghiul ABC. ABC, M este mijlocul latului BC. Mă gândeam că tu ai scris ipoteza deja. N-am scris, domn profesor, că numai n-ați zis... Mă țin cursul. N-ați zis, n-am scris, am să mă bag eu în... Bine. Deci, în ipoteză, zicem așa. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC. M mijlocul latului BC. M aparține lui BC, dar nu oricum. Da, încât. Așa încât, mâi la mijloc. Bm cu mâcă. Bm congruent, zice, da? Bm congruent cu mâcă. Mi-a trimis tata la primul mesaj că nu se aude. Trebuie reglat sunorul la cameră că se filmează fără sunet.
Se filmează? Se filmează fără sunet. Nu știu. La noi camera merge, dar probabil încă n-am reușit să... Nu se aude pe online, deci sunetul nu se aude, înțeleg eu. Da. Da. Oare de ce nu se aude? Să încercăm să rezolvăm problema asta. Ia să-mi frică pe Ionuț, să vedem ce problemă mai trebuie. De ce nu se aude? Ce mi-e scurt, dar să facem la pregătire? Ce-mi zic? Întreabă? Și mie, ești pe mine, m-am după, da. A, așa. S-a uitat la online și-am văzut că nu. Am văzut că mai suntem aici. Ionuț. Sunt curios să rezolvi, de ce nu merge? Ionuț. Așa, tu dictează între timp și eu să mă scriu din ele. Pe laturile AC și BC se consideră punctele N. Da. Deci N aparține lui AC. Eu nu știu, nu s-a audit sonorul, mă sună băieții ăștia. Și eu am setat ce mi-ai spus tu, dar nu știu. Te rog frumos, te rog frumos, da, mulțumesc frumos. La revedere. Deci, nu aparține lui AC. Nu aparține lui AC. E aparține lui BC. E aparține lui BC. Astfel încât. Așa. Nu e paralel cu AM. Nu e paralel cu AM. AM. E. Nu e intersectează AB. Nu e. Intersectează AB. În P. Egal mulțimea formată din punctul P. Să arătăm, în concluzie, da, că AN supra AP egal cu AC supra AB. AB. E ce mai interesant, așa fac. Ce facem noi acum? Ce desenul. Desenul să facem. Da, deci prima chestiune facem desenul. Așa. Da. Mulțumim frumos. Vom spune că avem M pe BC, întâlnirea BC mai întâi, da? Oare care știm bine totdeauna luăm la întâmplare, da? BC. M pe BC. M pe BC, dar la mijloc spune, nu? Da, da, da. M la mijloc. AC și BC, N pe AC. N e pe AC, iar E pe BC. N pe AC pe aici, iar E-ul e pe BC, așa mi-a zis Mihaela. Mihaela, uite, toată. E-ul e pe BC. E aparține lui BC, da. Da. Așa încât N e să fie paralelă, N e paralelă cu AM. N e cu AM. Da. Mai întâi pe AM. Corect. Și până o paralelă la ea. O paralelă și notăm cu E. Punctul acesta. Zice, nu e paralelă cu AM. Miruna, și Manca, e bine? Nu e paralelă cu AM. Așa. Nu e intersectează AB. Da. Nu e intersectează pe AB. Da, o intersectează. Undeva mai sus, da? În afară. După AB, nu e intersectează AB în punctul P. P e punctul acesta. Să găsim raportul AN supra AP, deci AN supra AP, egal cu AC supra AB. AC supra A, B. Deci A, N supra A, P egal cu A, C supra A, B. Ce
triunghiul când e asemenea cu triunghiul? Care? Triunghiul? Când e. Ce nu e ăsta? Cu flamă. Ia cu? Ce la e? Cu ce am? Ce a m. Așa. Este adevărat, nu? Mm-hmm. Fiindcă n e este paralelă cu am, putem spune că triunghiul ce n e și... e asemenea cu ce m. Da, de acord. Și b a m. B a m. B a m, foarte cu bine. B e b. Cu b e b. B e b. B e b. E b. De acord. Deci am scrimișurat și poate... Scrimișurat și poate acolo ies. Da, dar cred că asta a doua e mai bună, că depinde pe apă, pe an, nu? Sau sigur că da, sigur că da. Deci, pornim. Da. Avem încredere, trebuie să ne iasă ceva. Când e? Demonstrați. Deci, demonstrați. Andrea, te rog să mă conduci și tu. Triunghiul CNE pe EMAB. Triunghiul CEN. Triunghiul CEN. Ian este asemenea cu triunghiul. MAB. Cu triunghiul. AMC. 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 Dar spune și de ce mod, ce motiv ai. Avem unghiul... Nu, din ipoteză, avem un paralel. Că nu e paralel cu AM. Nu e paralel cu AM. Nu e paralel cu AM. Aici eu aș insista paralel, un pic. Paralel, da. Gata, am început să obosesc. Da. Cu A? Ia. Nu e paralel cu AM. Nu e ușor, dar 280 km să tragi într-o fugă. Dar nu să dați bine, nu e. Cum era pe drum? Dimineața am plecat la 9, la 12 eram. E București de viu acum. Așa, deci nu e paralel cu AM, da? Ce vreau să vă întreb? Să scriu teorema fundamentală sau? Nu, nu. Am băgut una și nu prea ne-am băgut cafea. Așa. Deci nu e, vreau să vă întreb, să scriu teorema fundamentală a asemănării sau teorema lui Thales? Că am două variante. Corect. Scriu triunghiul N, ce e asemenea cu ăsta mare și scriu raportul de asemănare sau mă gândesc la teorema fundamentală, la Thales. La Thales. Pentru că se prinde pe A, nu? Asta e. Asta e. Faptul Thales. Că e Thales. Ce să nu mai complic? Deci Thales. Da? Teorema lui Thales. Și atunci rezultă că AN, n-am și uitat cum se scrie aceea, era dacă o paralelă, da, NC supra, ziceți, NC supra. NC supra AN. NC supra AN. Corect. NC supra AN egal cu... C e supra... E el. E. Nu așa vine? Da, da. Egal cu C e supra E. Și stop. 1. Acum, mai avem că... M, A, B cu... B, B, eu aș zice că A, M e paralelă cu P, E. Da. A, M, paralelă cu... P, E. Deci avem A, M, B, cu... Atunci rezultă, conform teoremei Thales, tot teorema Thales. Tot Thales, da? Da. A, B, cu P, B. Și intră... Începem. Conform de rezultat, avem. P-A. P-A pe A-B. Așa zicem. P-A pe A-B. Egal cu? Egal cu M pe M-B. M, M supra? M-B. Supra M-B. Dar M-B e cât ce M. Aș putea să mă gândesc, nu? Nu, că ba da, că e la mijloc. Nu, că mâie e cât mă bă. Și atunci în loc de mă bă nu pot să spun ce e m? Da, dacă ba da. A zis că e cât e m. Că e... Nu, cât e m, nu. Că mă cât mă bă. I-am zis că ce m este cât mă bă. Da, cât mă bă, corect. Așa? Ce m cât mă bă. Și atunci mi-aș permite în loc de mă bă să spunem ce e m. Da. Dacă aș avea ce e m pe aici, da, n-am. Nu nimic. Am ce n... Exact. Ce n, e, m... Cred că aici mă duc. Mm-hmm. Da? Deci îmi permis să spun în loc de m, b, să spun ce m. Corect. Da. Deci egal cu m, b. Și atunci o să zic PA supra AB egal cu m
Supra, M, B. M, C. M, C. Bine. Bun. Și în loc de M, C, hai să întorc raportul invers și pe M, C să zic ce e plus E, M. Deci echivalent de aici. Cu. A, B supra. A, B supra. P, A. Egal cu M, C. Mă, care a zis că e ce, ce plus e, mă. Ce e plus e, mă. E, mă. Supra. Supra e, mă, nu? Da. Absolut disimulitorul, dar trag cu coada oicului la ce am aici. Da. Am ce e supra e, mă. Ce e supra e, mă. Adică după distribuirea asta îmi place, nu? Dacă da. Zicem A, B, P, P, A egal cu... A, B supra P, A. A, B. Supra P, A. Dar cu ce e supra E, M, plus 1. Corect. Ce e supra E, M, plus 1. Da, de acord cu asta. A, B supra P, egal cu ce e supra E, M, plus 1. Și cu ce e supra E, M, egal cu N, C, supra N. Cum ce e supra E, M. Scriu de sub cum ce e supra E, M. Egal cu N, C. Egal cu N, C, supra An. Rezultă. Din cele două rezultă că AB supra PA, nu? Da. Că da, egal cu N, C, AB supra P, A, egal cu N, C, supra An, plus 1. An, plus 1. Să ne uităm la ce trebuie să nu avem noi. An, pe N, P, N, P, A, N, A, pe, pe A, P. A, N, pe A, P. A, N, pe A, P. P. Pe A, P ar fi aici. Egal cu A, C, pe A, B. A, C. Nu. Pe A, B. A, C, A. C, pe A, B. Ce? A, C, pe A, B. B. A, C. Dacă e formată din N, C plus A, N. Da. A, C este formată din A? De N, C plus A. Așa. Și vreau să te iau A, B plus B. Dacă duc la aceeași numitor? Da, da. Ezi ce devine, da? Am luat acea numitor aici. Deci echivalent cu AB supra PA. AB supra PA egal cu NC plus AN pe AN. NC plus AN supra AN. AN. Plus 2. De ce plus 2? Am dus acea numitor, de unde? Atât. Păi nu. Uite, mai am mai și-am amplificat cu AN acolo și pe asta am adunat. E AN plus AN supra AN, da? E bine. La 1 ăla i-am adus AN, nu? AC plus AN cât face? NC plus AN e AC. Da? AN C plus AN face AC. Da. Deci egal cu AC supra AN. Iată ce avem. AB supra AB. Da. Egal cu AC supra AN. Ce trebuia să demonstrăm? Trebuia să demonstrăm că AN supra AP. Da, AN supra AP. Schimbă pe ăsta între ei. Nu, pe AN supra AP. AN supra AP. AN supra AP, da? Da, da. Păi duc pe ăsta sus și pe ăsta jos. Da. Și îmi întorc. Corect. Deci echivalent cu a spune că AB supra AC AB supra AC egal cu AP supra AN. AP supra AN. Și dacă întorc... AC supra AB. AC supra AB. Egal cu AN pe AB. AN supra AB. Ce trebuia demonstrat? Ce e ce trebuia demonstrat? Iată că am reușit. AP. AP. Supra AP. A. Insist un pic aici, da, să vedem cu ce rămânem. Corect. Aș vrea să-mi, Anca, să-mi spui punctele importante ale relaționamentului. Când am folosit... Momente importante, cum spunem noi, da? Momente importante. Când am găsit triunghiurile asemenea. Momente importante. Momentul acela în care găsesc triunghiurile asemenea, adică ce triunghiuri? N, C, E cu M, A, C. Sigur că da, datorită paralelismului, fiindcă E, N, C, paralel cu A, M, da? Da. Când am folosit teorema lui Thales. Eu aș zice că deodată teorema lui Thales. Nici n-am folosit teorema fundamentală.
A zis noi aici că sunt asemenea, dar nu ne frământă. Nu-i greșeală că am scris chestia asta, dar nu am folosit-o. Că ar fi trebuit să scrim raportul de asemănare. E în C, supra toată latura CA, egal cu CE, supra toată latura CM, egal cu NE, supra AM. Dar mie nu-mi trebuie așa. Și atunci am renunțat, câte vreme am văzut pe AN în discuție, mi-a fost telefonat, e vorba lui teoremă lui Thales, da? Deci primul moment important... Folosirea teoremei lui Thales. Da. Din NE, NE paralelă cu AM, da, AM, prima chestiune, NE paralelă cu AM, teorema lui Thales. Doi, al doilea moment important. N-a scris și rapoartele. A scris rapoartele din teorema Thales. Alt moment în care... Când am jucat cu ele, cu acele parte. Eu cred că, din nou, am în paralel cu P e tot, să scrim din nou teorema lui Thales. Da. Deci al doilea moment important... A e în paralel cu P. Paralelă cu... Puie. Puie. Și din nou Thales. Din nou teorema lui Thales. După ce am scris cele două relații, am încercat să le interpretăm, să vedem ce păstrăm și ce nu păstrăm. Anume, ne-am uitat repede la ce trebuie să avem, la ce trebuie să ajungem și din relațiile respective am văzut că păstrăm pe an, pe A, pe... Și apoi, tot A, C-ul s-a scris ca fiind AN plus NC, a fost acel unul de aici a apărut. Deci, ca strategie, nu? Miruna spunea mai devreme așa, scrim aceste lucruri, o vedeam noi cum le folosim mai departe, dar tot timpul stăm cu ochiul pe ceea ce trebuie să dovedim, nu? Și căutăm așa fel să interpretăm ce este aici, nu degeaba M a fost la mijloc. Asta loc de M, B. Profesor, mie mi s-a părut esențial că dacă acolo nu locuia M, B cu M, C. Sigur că da. Deci am vrut să scap de M, B urgent și m-am dus la M, C. M, C, corect. Pentru că a intrat E, M și ce E. Ce trebuia, da? Corect. Foarte important, da? Deci hai să zicem la al treilea moment important. Faptul că M e mijloc, adică ce M, congruent cu M, B și am folosit acest lucru în tot ce am demersul nostru, nu? Exact, nu degeaba n-ați învățat că autorul nu ne dă nimic. Nimic. Nu există ceva în plus. Dacă cumva face o problemă și nu folosești o chestiune din informație, este semn că ai greșit problema. Corect. Deci este zgârcit maxim cu putință. Exact. Nu îți dă nimic în plus. Totul este bine trămuit, el îți dă minimul necesar, încât cu toate cunoștințele tale, să, iată, să te folosești de ele, și să le îmbine așa fel încât treaba să meargă până la urmă și să reușești să dovedești concluzia. Corect. Și te ajută. Da. Asta trebuie să înțelegem foarte bine. Când avem o problemă de făcut, aceste lucruri nu avem, da? Bine. Mai facem cu problema. Și gata. Da, și gata că fie-vă milă de mine. Da, profesor. Dacă vreți, ne urmăm și acum. Că azi ați venit din urmă, că sunteți... Lasă de câte o jumătate de oră, așa am ajuns. Am venit de pași ca să stăm cu... Păi da, trebuia să duci cu Sinia. Eu am venit destul de repede, eu am crezut că viseamă. Nu, eu am fost imediat, punct. Aici, eu am fost sosit la... Și exact, da? Și tu ai dat așa. Da, ai ajuns la timp să dai căscătorul măcar, bravo. Când am coborât de mașină, erau deja aici. Păi da, că tati a zis, eu sunt plecat, dar să văd soția, dacă poate să o aducă. Da. Acum am văzut o problemă repede. Da. Plecăm. Deci, în paralelogramul ABCD. Deci, în paralelogramul ABCD. ABCD. În ipoteză. În ipoteză. Avem ABCD paralelogram. A, B, C, D. Paralelogram. Paralelogram. Mă încă la tura ABCD. Stop. Ce înseamnă paralelogram? Ce puteți să spuneți? Laturile paralele două, unghiurile opuse sunt congruente, două unghiuri alăturate
Unei laturi formează 180 grade, altceva. Diagonale. Se înjumătățesc, altceva. Laturile opuse sunt congruente, două câte două. Și cam astea sunt toate informațiile. Deci, vedeți, eu ce fac? Nici nu aștept să văd ce urmează în problemă, ci pur și simplu, din clipa asta, caut să înțeleg fiecare informație. Paralelogram. Toate acestea le-am în minte. Că nu se știe de cartieră, mă voi folosi, da? Vă rog. Mă, da. Un punct pe latura BC, mă aparține lui BC. Mă, este un punct la întâmplare, da? Da. Mă aparține lui BC. Și AM intersectează CD. AM intersectează CD. În N. Egal punctul N. DM intersectează AB. DM intersectează AB. AB. Egal punctul P. Mulțimea formată din F. Să demonstrăm. Deci, în concluzie, atât ne dau autorul, e zgârcit. Da. Ai zis P sau F? P. Punctul P acolo, da. P. Arătați că NC ori BP egal cu AB la pătrat. AB pătrat. Frumos. Nu vreau să-l las așa. Da, corect. Să strecăm un pic. Concluzia. NC supra B egal cu BF supra B. Deci NC supra AB egal cu AB. Egal cu AB. AB ori AB. AB. AB supra B. 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 E același lucru. Deci același lucru. Produsul meu este egal cu produsul extern. Nu? Vine AB pătrat egal cu NC ori B. Corect. Mai bine o las așa, că mai mult îmi place. Corect. Probabil că așa vin ea din timpul lucrurilor și autorul și mulțit între ele. Aha. Da? Așa trebuie să ne gândim. Că acum da. Ne-am dus înapoi. Corect. Și știm ce trebuie să arătăm. Poate ne ajută foarte mult asta. Cu siguranță așa. Facem repetiția. Deci un desen. Paralelogram. Laturile opuse paralele două câte două. Nu degeaba. A, B, C, de paralelogramul. Toate lucrurile care am spus sunt deja în mintea mea prezente. Laturile opuse congruente două câte două. Paralele. Sunt paralele două câte două. Unghiurile opuse sunt congruente. Două unghiuri alăturate 180 de grade. Diagonalele se înjumătățesc. Acestea sunt lucruri care le-am deja în minte. M pe BC, M pe BC la întâmplare. Nu luați încă. E bine? Ba da, să nu luăm la mijloc, ca să nu luăm într-un caz particular. Așa și m-am gândit. Luăm. Fără să poziționăm la mijloc. AM intersectează pe CD. AM pe CD. Știți, am să le iau un pic mai sus. Ca să intersectez, să mă duc mai știu. Da, da. Uitați aici mă. Aici, ca așa sta. Intersectezi mai repede. Mai repede. Așa. Într-un punct? Nu. Nu. Fără să știu ce s-a mai întâmplat. Corect. CM e paralelă cu DA. Cu AD, de aici am dat, apoi deci deodată fie tales, fie teorema fundamentală, da. Am deja. Da. Pe urmă. DM. DM cu AB. DM. DM cu AB. Și cu AB. Vreți, nu vreți, vă duceți. Am văzut o variantă să o evit, dar acum n-am ce face. De aici avem tot teorema. Deci, care este asta? Tot teorema lui Tales. De M, P, B, P, parcă. P, da, da. Avem M, B, cu D. Și tot asemănarea sau Tales. Tot. Deci, M, B, paralel cu D, B, ori Tales, vedem exact cine da, trebuie. Da, corect. Deci, atât. Mi-am și făcut acum imagine. Da. Aici dacă trebuie să facem. Dacă avem nevoie, cred că e și D, M, N, cu A, M, B. Da, dar ne trebuie N, cu M. D, M, N. Trângă de mână cu A, M, P. A, M, P, corect. Dacă cumva da. E nevoie. Da, dar ce ne trebuie să uităm la concluzie, domnul exact. Nu? Intră NC. Care intră în... NC ne-ar spune că e asta, aici. Da? Da. Supra AB. Supra AB sau supra DC. Corect. Că AB e cât DC. Ei au un Tales acolo, nu? Eu cred că este un Tales. Cu asta mergem, da? Dacă zici...
Avem nevoie, da, avem nevoie. Ce în lat, partea de sus, pe partea de jos. Egal cu partea asta, pe partea asta, nu așa? Da, da. Zicem. Demonstrăm. Vedeți, dacă ne formăm, lucrăm foarte repede. Corect. Deci zicem CM. CM pe... Unul zicem, e paralelă, de acolo da, pe da, cu AD. Și asta înseamnă, conform teoretei, ăsta. CN pe DC. CN pe DC. CN pe DC. Egal cu MN pe AM. CN pe DC egal cu? MN pe AM. MN, corect. MN. Supra? A, mă, da? Da, da. A, bun. Bun, trebuie BP după aceea, domnule. Dacă faptul că trebuie BP, iarăși ne telefonează că MB paralel cu asta, da. Înseamnă că tot un tales. Corect. Deci MB paralel cu DA. În teorema lui tales, că BP pe A. B, P, supra. P, egal cu M, P, supra, D, M. B, P, supra, A, B. Deci B, P, supra, A, A B. M, A, B. Vedeți că n-a scris A, B, supra, A, B. A, B, A, B. A, B. Egal cu M, P, supra, D, M. M, P, supra, D, M, da? Da. Și acum să... Trebuie să-l leg între ele. Legăm. Și faptul că zici M, P. Supra D, M, P, supra D, M, D, M. M, P e din triunghiul ăsta, A, M, P. Da. Iar D, M e din triunghiul celălalt, D, M, N. Da. Cum ăsta se asemenea, mă, el, de ele mai am. Da? Deci cum, cum D, N e paralelă cu A, P, sunt laturile paralelogramului. Deci mi-a trebuit și triunghiul. Exact, da? Cum ai spus tu. Deci m-am dus pe ele. Mă duc rapid. Deci zicem, de cum dână cu AP. Așa, cu AP. P. Rezultă din teorema lui Tales. Da. Teorema fundamentală asemănată. De triunghiul de sus se asemănă cu ăsta jos. Ca latul, unghiul ăsta e deci, anca cât ăsta ca alternintea, nu? Da. Ăsta, dacă vrei, o pus la vârf și suficient. Corect. Și sigur și că ăsta e cât ăsta, da? Deci, conform teoremei TFA. Da. Teorema fundamentală a asemănării. Rezultă că triunghiul D-M-N este asemenea cu triunghiul M-A-P. M-A-P. Și atunci este. Și acum, să vedem cum zicem fetele, da? D-M-P. D-M-N. D-M-N. Egal, știți cum am de mai, de mă supra, mână. Supra, și mână mai departe, și egal mai departe cu dână. Și dămă este din triunghiul ăsta privit de unghiul de aici. Da. Dar ăsta e cât ăsta, de aici, nu? Ăsta ca alternintea, deci asupra mă, p. Mână, mă. Nă, e privit din unghiul de ăsta, dar ăsta e cât ăsta? Supra-amă. Supra-amă. Da. Supra-amă și cum urmează a treia latură? De supra-apă. De nă supra-apă, da. Bun. Bine. Noi avem că mână supra-amă egal cu... Mână supra-amă, da? Da. Adică ăsta? Da. M-p. Da. Și m-p pe dumă, la cu v-p pe abă. Da, avem D, M, pe M, pe acolo. Aici vreau să văd cum le legăm. Aici cât este? M, P, pe D, M, aici mână, mână pe A, M, îmi place. Da. Da. Și aici este D, M, pe M, P. D, M. Adică întorc asta, Miruna. Da. Deci pe ăsta echivalent. A, B, pe A, B, P. A, B, supra. B, P. B. De mână supra mână. De mână supra mână. Acum ne plac cele două relații. Da. Și avem ca AB pe... Că AB au sublinie pe asta, Miruna, da? Da. AB pe BP. AB supra BP egal cu... Egal cu DN supra AB.
Dână, supra apă. Și noi trebuie ce? Și noi ce trebuie să avem? AB pătrat. Avem AB. AP cumva? AP. Cât? AB. AB e AB plus B. Egal pe BP supra AB. Egal cu BP supra AB. Egal mai înfrate cu BP? Da, da, cu BP supra... BP supra... AB. AB. Nu știu. Da, păi nu ai scris-o. Da. Stai bine. Am scris, Miruna. Stai bine, nu mai scris. Deci, încă o dată. AP e formată de un profesor din AB și BP. DN e formată din BC plus CN. Cam ce ne trebuie. BP ăsta. BP e formată din cine? Nu. Din AB plus BP, nu? Nu. AB egal cu AB plus BP. Uitați, domnul profesor, deci că sunteți obosit, de-aia știu. De-aia. Deci, uitați. DN-ul ăsta. Da? Da. DN e formată din DC și CN. Așa. Ne interesează. Da. AP-ul e formată din AB. Da. Adică tot DC. Da? Da, și da. Și BP. BP, da. Hai să fim în relația aceea. Deci da. AB. Scriu din AB supra BP. BP egal cu... Acum, în loc de DN, scriem DC plus CN. DC. Sau tot AB. Că DC e cât AB, domnul profesor. Tot AB să scriu. Scriem tot AB. AB plus CN. Ce e, da? Da. Supra. Și în loc de AP scriem iar AB. AB, da. Plus BP. Plus BP. Bun. Ce facem? Putem face prosumetru cu proiect extremilor. Corect. În relația asta de numără. Și gata. Deci echivalent cu A, B pe lângă AB plus BP. Egal cu... Da. Egal cu BP. AB plus ce e. Și acum desfac paranteza și vine AB pătrat. Plus AB ori BP. Plus AB ori BP. Ori BP. Egal cu BP ori AB. BP ori AB. Ori AB. Plus BP ori ce e. Plus B. P. P. Ori ce e. Ce e. Și BP ori AB, da. BP ori AB să am le scăpat duc. De el, da. Și el este ca AB pătrat. E gata problema, nu? Da. Da. B pătrat. Nu trebuia scrisă. Da. Că ne dă așa, dar nu contează. Noi am scris-o, dar am zis că AB pătrat egal cu NC. NC. Ori BP. Ori BP. Terminat problema. Da. Haideți să vedem și aici care au fost lucrurile importante. Teorema lui Tales de două ori folosită, nu? Odată, și lângă ăsta asemenea cu celălalt, și pe urmă, de interpretat legătura dintre cele două, am scris-o și ce înseamnă tot AP, ce înseamnă tot DN, al treilea moment sau al patrulea moment, și atunci am mulțit acolo și că altă problemă. Corect. Deci, momente importante. Foarte frumos. Da, momente importante. Te rog pe tine, Anca, să ne le repeți încă o dată. Unu. Deci, momente importante. Teorema lui Tales. Deci, ce e în paralel cu AD? Teorema lui Tales. Tales. Din... Hai să scriu așa cum ai spus tu. Ce e în paralel cu AD? Paralelă cu? AD. AD. Atunci, teorema lui Tales. Lui Tales. MB paralel cu DA. MB paralel cu? DA. Și al teorema lui. Și teorema fundamentală asemănării. Așa. 1, 2. DN paralelă, nu? Cu AP. 3. DN paralelă cu? Cu AP. Da. Teorema fundamentală asemănării. Teorema fundamentală a asemănării și de acolo ieși de relație. Bun. Și pe urmă prelucrare relațiilor, nu? Deci 1, 2, 3 și prelucrare. 4, prelucrare relațiilor.
relațiilor. Deci, vedeți, începem ușor să înțelegem că matematica e din ce în ce mai simplă și mai la îndemâna noastră dacă lucrăm. Antrenamentul e tot secret. Sigur. Tot secret. Și dacă acasă veți lucra, da? Da? E foarte bine. E foarte deci mâine la 6. Mâine la 6 Neptun de treabă. Da. La 4 jumate. La 4 jumate. La 4 jumate. La 5 cu Daria. Noi facem geometrie pentru test. Geometrie, pentru test. Pregătiți niște probleme frumoase. Pregătiți niște probleme și din tale, și din fundamentală, și din Menelau, domnul profesor, și Menelau. Mama, tu trebuie să pregătești. Exact. Și Menelau. Pregătești ceva și prea simple. Da. Asta știți ce înseamnă, Miruna? Acasă tu lucrezi și cele care se fac foarte simple, acelea spui, da, le pot face singure. Ce nu pot face? Ăsta și ăsta corect, și ăsta. Și vi l-am era într-o cât mai greu. Nu contează. Da. Când culegeri avem, la revedere. La revedere.